Salutare și bine v-am regăsit la un episod, eu sunt Dixix Alex, iar în acest episod o să vă arăt ce mi-am luat de la Comic-Con. Pentru că am fost la Comic-Con și am filmat ceva, doar că n-am vorbit în acel video și o să-l pun la finalul prezentării acesteia. O să-l pun și o să pun o melodie pe fundal. Ceva. Dar acum hai să vă arăt ce mi-am luat. Am luat acest pochi pentru că vreau să fac un episod în care gust chestii japoneze. Acest pochi care e cu zmeură și... E zmeură, nu? E zmeură, cred. Acest pochi cu ciocolată. Un yo-yo. Uitați-l și pe el. Nu, că știu, eu să mă ajut cu yo-yo, da? E și eu să-mi iau. Da, să am. Acest pește japonez. Trei postere sau că am făcut așa din cauza că le-am de două zile aruncate prin cameră. O să le desfac după aia. Această kendama. Îmi place foarte mult că are roșu și alb. Ambalajul de la kendama. Bim Bazzled pentru challenge. Că vreau să filmez challenge-ul cu Bim Bazzled. Acest suc japonez. Am băut unul acolo de ananas. Asta e ideea fine, cred. Am băut unul de ananas și se deschide foarte ciudat, că are o chestie de sticlă aici care trebuie să o împingi înăuntru și ea scoate foarte mult acid. Da, ciudat. Această colantare pentru Xbox cu Deadpool. Tricou cu nimicuri. Tricou cu piramida. Am mai luat șapca asta cu Deadpool. Aici a țipit Marvel. Arată foarte mișto. Și asta e pe spatele tricoului cu piramida. Și e mișto că scrie pe asta Creative Monkeys original românesc. Acest produs s-a făcut automat purtătorul în zeu. L-am purtat o zi, deci am fost zeu pentru o zi. Da. Acum hai să mă apuc să colantez Xbox. Ok, am terminat de făcut Xbox-ul și uitați cât de mișto arată. Mi-a luat destul de mult să-l fac, pentru că nu prea am talent la alipi pe contur. Și aici e tot colantez. Aici arată, așa, cu Deadpool, ăsta și controllerul. Foarte mișto cu ăsta. Și mi-a mai rămas un desta dacă am două controlere sau... Dacă cumva o să dezlipesc asta vreodată. Mai am chestia asta. O să o pun și pe asta. Gata, am terminat să pun și chestia asta aici. Vreau să-i facă capul complet, deși se cambie de linia asta. Dar oricum arată foarte mișto, părerea mea. Nu știu, lăsați-mi și mie în comentarii dacă vă place, cum arată. Bun, și ce pot să vă mai arăt? Posterele, hai să vi le arăt pe astea. Bun, deci cam așa arată. Ăsta e cu Joker. Cu Welcome to the Madhouse. Mie mi se pare că arată foarte mișto, că avea foarte multe cu ciocuri, de asta mi-a plăcut cel mai mult. Și ăsta cu Predator și Alien jucând șah într-o bibliotecă sau în ceva, o cameră care are o bibliotecă mare. Aici coda lui Alien. Și mai e ăsta cu Deadpool. Why should be an adventure? Housebrook. De ce să fie un adventure? Avenger. Știți ăia cum sunt și ăia Avengers. Vreau să știți. Bun, deci cam atât cu episodul. Nu uitați să dați și voi un like. Subscribe dacă nu deja ați dat. Un share pe Facebook dacă vreți să mă ajutați foarte mult. Eu am fost XX Alex. Acum vă las cu videoclipul de la Comic-Con. Pa! Yeah.
Bye.